Suntem Iisus! 20 de militari răniți în diverse misiuni de luptă vor forma echipa Invictus, care va reprezenta România în competiția de la Haga în perioada 16-22 aprilie. Sunt și sportivi care intră pentru prima oară în concurs. Sperăm să venim și cu o medalie. Avem un antrenor foarte bun. Eu particip la tir cu arcul olimpic, la individual și la echipe. Nicușor Dorel Vica a fost rănit în 2011 în Afganistan. Particip pentru prima dată ca titular în lotul principal, la trei probe, natație, ciclism și o probă de sitting volley în echipă. Echipa Invictus are înalt patronajul principelui Radu, iar Alteța Sa Regală va fi alături de veterani la jocurile de la Haga. Sportivii militari și familiile lor au fost primiți la Palatul Elisabeta, unde a fost prezent și ministrul Apărării Naționale. Sunt foarte fericit să fiu acolo, să-i susțin și să le arăt cât de mult prețuiește și majestatea sa și eu exemplul lor. Este o mulțumire, o apreciere arătată militarilor răniți. Apreciem acest gest făcut de prințul Harry al Marii Britanii. El a înființat aceste jocuri în 2014. Veteranii sportivi din echipa Invictus transmit o lecție de viață. Sunt de neînvins.